Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la un nou episod din ciclul care sperăm că de acum vă este foarte bine cunoscut, Cum îți deschizi o afacere. Este din nou alături de mine invitata noastră permanentă, doamna Valentina Saigo, expert contabil. Doamna Saigo, bună dimineața! Bună dimineața! Vă mulțumim că ați venit! Mulțumesc și eu! N-aș vrea să spun că v-am invitat să ne îngroziți încă o dată, să ne dăm seama încă o dată cât de dificil, cel puțin așa pare, pentru mulți dintre noi, este să deschizi o afacere, dar măcar să ne ajutați sau cum vă place dumneavoastră să ne spuneți, să ne traduceți din română în română. Este o perioadă, un moment special al anului pentru lumea afacerilor, pentru cei care au o afacere mai mare sau mai mică. E o perioadă în care trebuie să aibă grijă de anumite lucruri. Vorbim despre închiderea anului 2015. Încă n-ați închis anul. Nu. Mă gândesc că poate sărbătoriți și Crăciunul pe stil contabil sau cum, noul an, da, și așa mai departe. Avem un revelion special. Da, pe stil contabil. Suntem încă în luna decembrie. Sunteți încă în luna decembrie. Când se încheie anul pentru dumneavoastră? Anul se închide de mai multe ori. Prima dată, pe 25 ianuarie, se închide TVA-ul. După aceea, pe 25 martie, se închide impozitul pe profit și bilanțurile cam pe 30 mai. Deci o ducem cu închiderea anului până în vară, să spun așa. Da. Și bun, atunci sărbătorim revelionul că s-a terminat an. Între timp, evident, începem să lucrăm la anul nou care a venit, dar mai sunt foarte multe lucruri de făcut la închiderea unui an și de asta este binevenită această emisiune în care să recomandăm oamenilor ce au de făcut ca anul să fie închis perfect. Da, ne-am făcut documentarea, eu cu ajutorul dumneavoastră, desigur, o listă enormă de chestiuni care înseamnă închiderea anului. V-aș ruga, nu știu cum să facem, pentru că sunt într-adevăr foarte multe, mă tem că vom avea nevoie de cel puțin două emisiuni pentru a încheia această listă de probleme care trebuie rezolvate. Haideți măcar să le trecem în revistă, pe scurt, sau măcar pe sărite, măcar pe unele dintre ele. Pe unele dintre ele. Unele dintre ele, eu îmi doresc să le facem cunoscute. Unele dintre ele nu trebuie să făcute de antreprenorul nostru. Dar măcar le amintim că sunt importante. Dar măcar le amintim că sunt importante. Știți cum este? Fiecare hârtie care este într-o firmă sau fiecare hârtie pe care o întocmește și o depune un contabil, mai mult decât declarațiile obișnuite cu titlu de creanță, cum se numesc ele, adică cele care au obligații de plată, toate hârtiile acestea sunt de o importanță covârșitoare și toate semnifică ceva. Să vă dau un exemplu, să nu vorbim despre numerări. Sunt convinsă că mulți dintre antreprenorii noștri au auzit despre noțiunea de bilanț contabil, care se face, cum e termenul la noi, este până pe 30 mai. 2 iunie, depinde cum pică zilele, numărul de zile lucrătoare, nelucrătoare până atunci. Bilanțul acela are o grămadă de alte lucruri anexate lui. Fiecare din documentele acelea au importanța lor și la ce vreau eu să mă refer sunt două aspecte. 1. Raportul de gestiune și procesul verbal al AGA. Și să presupunem cazul în care firma noastră are un administrator numit și nu este unul dintre asociați, 2, 3, 9, cât o avea cazul de față. Și atunci, persoanele asociate în firmă au considerat că le poate reprezenta și conduce business-ul o terță persoană, un administrator. În momentul în care li se pune bilanțul în față de către contabil, oamenii de obicei reacționează: a, câte hârtii, vedeți? Am atâta de semnat. Din păcate,
noi le-am muncit și ăsta este, ca să zic așa, unul dintre răspunsurile la aprecierea muncii noastre. Cam așa este apreciată munca unui contabil. Produce hârtii. E, să revenim la cazul nostru. În momentul în care cei doi asociați semnează procesul verbal al AGA, în care este precizat rezultatul exercițiului, respectiv raportul de gestiune al administratorului, este documentul prin care acesta comunică asociațiilor munca lui de un an de zile. Dacă asociații semnează AGA, înseamnă că și-au asumat și-au acceptat rezultatele administratorului. Cum să traducem lucrul ăsta? Dacă se trezesc asociații că administratorul a făcut o boacănă, n-a plătit datoriile, nu a gestionat bine relația cu clienții, nu a recuperat creanțele sau putea avea niște venituri mult mai mari sau un profit mult mai mare sau avea niște indicatori de performanță pe care trebuia să-i atingă și se trezesc ei după un an, doi, că vor să impute acest lucru administratorului și să nu-i dea banii pentru care s-au înțeles, dacă au semnat acea hârtie, la revedere. Anexele, cele două anexe la bilanț, și anume raportul de gestiune al administratorului prin care comunică asociațiilor rezultatul exercițiului și procesul verbal al adunării generale a asociațiilor prin care acceptă rezultatul, aceste hârtii, aceste instrumente au rolul lor bine definit. Nu sunt doar degeaba. Și de aceea mi-ar plăcea să vorbesc despre niște lucruri la închiderea exercițiului financiar și repercusiunile pe care le pot avea ulterior. Acesta a fost unul dintre ele. Documentele care însoțesc bilanțul contabil au rolul lor bine definit. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că a venit la mine o persoană pentru consultanță, un avocat chiar, care avea un proces complicat între fost administrator și niște asociați și a zis, uită-te pe bilanț, vedem ce putem face, ce... la care eu doar atât l-am întrebat. Au semnat procesul verbal AGA? Era cu niște ani în urmă. Da, l-au semnat. Pare rău, dar nu mai avem ce face, pentru că l-au descărcat de gestiune pe administrator. În realitate, la noi nu se practică chestia aceasta. În realitate, administratorul administrează, asociatul investește bani în SRL-ul respectiv. Nu este de la sine înțeles că asociatul, asociații, trebuie să manageuiască afacerea respectivă. De astea sunt importante aceste hârtii, da, ele poate sunt un nonsens când avem asociat unic, aceeași persoană și administrator și aceeași persoană angajată în propria firmă, el centrează, el dă cu capul. Dar lucrurile au o importanță extraordinară și niște efecte, toate documentele sau acțiunile pe care le facem acum. Da. Multe chestiuni, foarte multe. V-aș ruga să încercăm să facem un soi de enumerare a lucrurilor la care trebuie să fim atenți când vorbim despre închiderea exercițiului financiar, bilanțul în general pe anul care se pregătește să se încheie pentru dumneavoastră, pentru noi s-a încheiat. Haideți să le enumerăm și apoi să încercăm să le luăm pe rând atât cât ne permite timpul în această emisiune. Reportăm și pentru săptămâna viitoare, dacă veți putea ajunge. Vă rog. Haideți să începem. Cel mai important lucru pe care trebuie să-l facă antreprenorul nostru este inventarierea bunurilor și a stocurilor pe care le deține. Este obligatoriu. Există amenzi pentru așa ceva, acest inventar trebuie să aibă o anumită formă și vorbim detalii la momentul respectiv. Uh-huh. De asemenea, să scoată din gestiune mijloacele fixe amortizate integral și care sunt stricate, deci casarea mijloacelor fixe. De asemenea, să evalueze sau să reevalueze imobilele pe care le are în patrimoniu și mă refer la societățile comerciale. Vă ceați aminte că am vorbit despre impozitarea clădirilor și o întreagă poveste și recomand chiar și persoanelor fizice să-și reevalueze imobilele. Să facă punctaje
cu furnizorii pentru a vedea acuratețea informațiilor dacă este mai mult decât perfectă în evidențele lor. Ori unde, oricum, se pot strecura greșeli, erori, nu e vorba de viață și de moarte, este foarte important să facă acest punctaj. În schimb, obligatoriu este să ceară confirmarea soldurilor pentru clienții existenți. În cazul furnizorilor nu este obligatoriu, este recomandat, dar în cazul clienților este obligatoriu. Și când ajungem la momentul respectiv, o să vă spun de ce este atât de important. De asemenea, trebuie să-și întocmească decizia de numerotare a facturilor pentru noul an. Respectiv, din ianuarie 2016 începem numerotarea facturilor de la numărul X. Și mai mult decât atât, să facă lista facturilor anulate. Fac o paranteză, acum este la final de an, dar de luna viitoare, respectiv luna ianuarie, din păcate, modificarea declarației 394, pentru care sunt revoltați colegii mei și pe bună dreptate, antreprenorul o să trebuiască să-i dea contabilului și facturile anulate, iar noi să le declarăm onor la fisc. Ne mai lipsesc numerele de la pantofi și putem spune că am declarat tot ce se putea declara. Dar să revenim. Recomand antreprenorului nostru să-și întrebe contabilul dacă are capitaluri proprii pozitive. Ce înseamnă asta, doamna? E un indicator. Este cel mai important indicator când se uită cineva pe bilanț sau pe balanță. Este lucru covârșitor de o importanță deosebită dacă el vrea să ia credite sau chiar personalul lui să ia credite, dacă vrea să ia leasing sau să aplice la fonduri europene, este important ca aceste capitaluri proprii să fie pozitive. Și o să le explicăm pe larg. Sigur, să trecem mai departe. De asemenea, cei care au avut credite sau finanțări pe fonduri europene, îi recomand să-și verifice condițiile de creditare pe care trebuie să le îndeplinească. Adică, în anumite ipostaze, banca zice: nu ai voie să repartizezi în dividende mai mult de atât, sau trebuie să îndeplinești anumiți indicatori financiari la închiderea anului. La fel, în cazul fondurilor europene, de cele mai multe ori în contractul de finanțare este obligatoriu ca rezultatul exercițiului să fie pozitiv, sau dacă s-au cumpărat, achiziționat utilaje prin fonduri, nu trebuie prestate diverse activități către terți. Sunt tot felul de condiționări. Îi rog să-și verifice condiționările de la aceste finanțări și să verifice dacă au fost respectate sau nu, pentru că e grav dacă nu au fost respectate. De asemenea, să se verifice scadențarele pentru credite și pentru leasing, să se bifeze și să se puncteze. Legat de confirmarea soldurilor de la clienți, vom avea și această discuție legată de provizioanele pentru clienții incerți, acei bani cărora le punem cruce, ca să spun așa, însă nu îi putem trece pe cheltuială sau pe pierdere decât în anumite condiții. Și aici este important să verificăm acest aspect și să îndrăznim, dragi colegi contabili, să îndrăznim să calculăm provizioane, să calculăm lucruri de care multora le este frică să se atingă. Dar discutăm și despre provizioane. Știu că sună așa pompos, dar sunt niște lucruri minunate în realitate. Ne pot micșora impozitul dacă sunt calculate cu cap. Adică sunt situații în care la întrebarea cât fac unul și cu unul, răspunsul poate fi: dar cât vrei să facă? Da, provizioanele sunt lucruri care ne ajută să dăm acest răspuns. De asta ține de creativitatea și implicarea contabilului în a da răspunsul corect antreprenorului. Da, să continuăm enumerarea. Verificarea plafoanelor de tot felul pe care firma urmează să le atingă sau să le depășească. Într-adevăr, este treaba contabilului să facă lucrul acesta, dar îi recomand și antreprenorului, nu trebuie să le știe pe din afară, dar să aibă habar
și care ar putea să îi ceară chiar el, contabilului, să-i spună care sunt diferențele sau influențele sau impactul dacă trece de la un plafon la altul. Și avem plafonul pentru TVA, care 65.000 de euro, care sunt 49.000 de euro, mai țineți minte, da? Sigur. Avem plafonul pentru micro-întreprindere de 100.000 de euro, avem plafonul pentru TVA la încasare, avem plafonul de intrastat, care ne obligă la declarații suplimentare. Și tot felul de plafoane, în așa fel încât, de ce nu, să-și facă chiar strategia, antreprenorul să-și facă strategia pe următorul an și să îl ajute să știe foarte bine cum să manevreze lucrurile și, în caz de impas, să știe ce soluții să anticipeze de fiecare dată. De asemenea, recomand atenție la declarațiile de mediu recapitulative, pe lângă cele declarate lunar, în mod special la ambalaje, aici mă refer, există și declarația de mediu recapitulativă pentru întreg anul. Să le spunem celor care ne urmăresc că suntem abia la jumătatea da, listei. Da, da, da. Și de 5 ori pe atât are contabilul dumneavoastră de făcut. Dar e frumos să fie o conlucrare, nu fiecare doar cu treaba lui. Cât timp durează? Durează închiderea anului până în iunie. 6 luni. Durează. Da. Din păcate, doar bilanțul ne este întins până la începutul lunii iunie. Restul se aglomerează acum, pe ianuarie, februarie, martie. Avem cele mai multe lucruri de declarat și de raportat. De asta contabilii ar trebui să-și ia vacanță până aprilie, dar nici în aprilie nu ne putem lua vacanță, pentru că avem deja trimestrul 1 peste noi. Deci noi muncim la închiderea anului până în iunie, din păcate. Da. 6 luni închiderea anului și alte 6 luni, spuneți dumneavoastră. Da, și perioada aceasta se suprapune cu activitatea curentă. Dar mă bucur că o comunicăm, noi nu ne plângem de lucrul acesta, face parte din obediența noastră de toate zilele, mai ales în mod special la modificările legislative cu care ne trăznește onor guvernul, ANAF-ul și tehnocrații noștri fabuloși. Da. Da. Poate să pară plictisitoare această lungă enumerare a chestiunilor care privesc bilanțul pe 2015, dar asta este situația. Din păcate, asta este situația. Hârtiile nu au cum să fie atractive și nici fericite. Nu avem cum să avem o enumerare mai puțin plictisitoare. Abia aștept să le luăm pe toate. Da. Fiecare pe rând și să le detaliem. Ce avem la punctul 13? Am verificarea... crezut că suntem la 99 deja. Nu. E lejer, mai avem un pic. Verificarea fișei sintetice pe plătitor de la ANAF, într-adevăr, nu este treaba antreprenorului, este treaba contabilului, dar antreprenorului, dacă cumva, mulți contabili nu o fac, depinde de nivelul lor de pregătire, dar dacă respectivul contabil nu a făcut lucrurile acestea, eu prefer să îi explic antreprenorului să îl ceară și de ce nu, dacă nu a verificat niciodată sau chiar n-a cerut niciodată un certificat fiscal de la fisc, îl îndemn să o facă. Pentru că trebuie să înțelegem, relația cu fiscul nu este una cea mai fericită. Și, din păcate, fiscul nu are credibilitate în fața contribuabilului. Din păcate. Nici contribuabilul nu are credibilitate în fața fiscului. Corect. Mi-e rușine pentru profesia pe care o reprezint să spun, pentru că deontologic am fost educată în alt fel, să spun că fiscul nu are credibilitate în fața mea, cel puțin. Și atunci îl sfătuiesc pe antreprenor să-și ceară un certificat fiscal de la fisc, să vadă că ce a declarat el este corect precizat acolo, că și-a achitat toate datoriile și că a depus toate declarațiile. Pentru că poate avea nebănuite surprize neplăcute. Să se trezească că îi figurează declarații nedepuse de acum 5 ani. Cu toate că le-a depus. Să se trezească că îi apar sume din burtă în fișa de la fisc. Să nu apară sume distribuite. Ele sunt în contul unic, dar, cum îmi place mie să spun, contul unic nu e unic. Cumva banii se duc într-un cont și pe urmă se sparg în bucățele de subconturi. Și să rămână banii în contul unic și să nu fie repartizați. Asta este una dintre
lucrurile cu care ne batem capul cu fiscul rău de tot. Nu-și fac treaba până la capăt și când o fac, o fac prost. Și așa că sugestia mea este ca antreprenorul să-și ia un certificat fiscal, să stea liniștit. Să continuăm. Să continuăm. Cu enumerarea. Îl trimitem pe antreprenor la impozite și taxe locale să verifice inclusiv acolo să nu-i figureze amenzi plătite și care figurează din nou ca neplătite. Repet, puneți-vă cu chitanțele cu care plătiți amenzile într-un safe la bancă și păstrați-le acolo și duceți o copie și la soacră, o copie la toți prietenii pe care îi aveți, pentru că vă puteți trezi mult și bine, executat, poprit, chiar dacă ați plătit amenda respectivă și de 5 ori. Și atunci, recomandăm să se meargă la taxe locale, să verifică dacă figurează amenzi și, de asemenea, să verifică impozitele și taxe locale pentru mașini, terenuri sau clădiri. Mai ales acum, în ceea ce privește impozitul pe clădiri, dacă mai avem sediu social pe acolo, eu cred că antreprenorul nostru știe ce are de făcut. Dacă nu, îi mai povestim până pe 31 martie, mult și bine. Da, vă rog. Atenție, într-adevăr, nu este treaba antreprenorului, este doar a contabilului, dacă avem scutiri de impozit la profitul reinvestit. Este un lucru extraordinar de care pot beneficia anumiți antreprenori care au făcut anumite categorii de investiții. Atenție, nu orice este considerat investiție, dar poate beneficia de scutiri la profitul reinvestit. De asemenea, provizioanele ne ajută și, de asemenea, sponsorizările sunt deductibile în limita 20% din impozitul pe profit. O altă recomandare și un subiect foarte drag mie, recuperarea sumelor din concediile medicale. Există așa ceva? Da, sigur că da. Este, vedeți, lumea pune cruce și acestor sume. Dacă antreprenorul a avut un angajat care a fost în concediu medical, banii aceia trebuiesc recuperați de la Casa de Sănătate. Este o misiune dificilă, dar nu imposibilă. Este dreptul care îi se cuvine angajatorului pentru că a contribuit, cotizat, plătit sume considerabile pentru fiecare angajat în parte și este dreptul care îi se cuvine angajatorului să-și recupereze aceste sume. Și îl invit să facă toate demersurile necesare. Termenul de răspuns este de 30 de zile. Nici o casă de sănătate nu respectă acest termen, dar îl învăț să revină cu adrese la adrese la adrese până se plictisesc și își primește banii în cont. Mm-hmm. Cam asta ar fi în relația, ca să zic așa, în zona financiară. Mai sunt câteva puncte și aspecte în zona de personal. Vă rog. Și anume, îl sfătuiesc să facă evaluarea anuală obligatorie și să verifice criteriile de performanță pe care le are sau să-și facă pentru angajații din dotare. Implicațiile și ajutorul pe care îi le poate da această evaluare sunt semnificative. De asemenea, să verifice în relația cu personalul concediile de odihnă efectuate sau neefectuate. Asta nu este o situație, o statistică? Ba da, este o situație. Care se face tot timpul anului? De ce să se facă în mod special la sfârșitul anului? Mă gândesc că ar trebui să țină cineva evidența concediilor. Sigur că da, se țin, dar el să vadă ce zile restante de concediu de odihnă mai are angajatul X sau Y și să îl oblige, pentru că este obligația angajatorului, să îl oblige pe angajat să-și ia concediu. Concediile, zilele de concediu neefectuate pe anul precedent nu se compensează în bani, decât la plecare. Da, se pot reporta pe anul, măcar pe anul următor? Da, se reportează, dar nu mult. Da? În perioada imediat următoare trebuie să se îngrijească că își efectuează concediu pe perioada precedentă. Să nu anticipăm. Nu.
Să mergem mai departe. De asemenea, tot aici este important să planifice concediile pe anul următor. E, aici nu vreau să vă las să treceți mai departe, vreau să ne oprim măcar o clipă. Vă rog. Pentru că mulți nu înțeleg lucrul acesta. Cum adică să-mi planific la 1 ianuarie sau la 31 decembrie concediul, când vreau să-mi iau concediul pe anul viitor? Poate, estimativ. Poate, estimativ. Estimativ. Și bătut Nu e bătut în cuie, este o planificare de concediu. În regulamentul nostru intern, ca firmă de contabilitate, este interzis concediul în perioada 17-25 și comunicat angajaților. Pentru că m-ar omorâ ca pe mine, ca firmă, ca antreprenor, ca manager, să mă trezesc cu angajații care și-au concediu între 17 și 25 august, perioadă de bilanțuri, înainte de 25, nu, o planificare minimală, orientativ. Aș vrea cam pe aici. M-aș duce câteva zile la mare, câteva la munte, aș face și un city break la Roma. Nu e bătut în cuie, dar este o planificare minimală. Totodată se stabilește cine înlocuiește pe cine în caz de plecare. X nu are voie să intre în concediu odată cu Y dacă sunt niște persoane cheie. Despre asta vorbesc. Am înțeles. Afacerea, la noi nu este cazul să închidem în luna august. Noi funcționăm în continuare. Nu suntem într-o fiesta, siesta de vacanță, de vară ca Grecia sau ca Italia. Și atunci, ok, într-adevăr, la parametri mai mici, dar trebuie să fim funcționali. Da, vom reveni cu siguranță și la această chestiune. Ce ar mai fi? Ce ar mai fi? Să se verifice dosarele de personal, să se verifice dacă angajații au semnate toate documentele de la dosar, dacă nu cumva și-au modificat datele de identificare, mă refer la domiciliu sau datele din cartea de identitate. Mai nou, acum aș solicita o updatare a acestor informații pentru că un lucru plăcut care s-a produs, deducerea suplimentară pentru cei care au copii, dacă până acum se acorda unui singur părinte, de anul acesta, deci de la statul aferent lunii ianuarie, vor beneficia ambii părinți. Și aici avem nevoie la dosarul de personal de o cerere în acest sens și să se actualizeze datele respective. De asemenea, îl sfătuiesc pe antreprenor să verifice dacă angajații au semnat fluturașii, au semnat fișele de post, au semnat actele adiționale, au cererile de concediu înregistrate și depuse la dosar, pentru că sunt elemente importante pe care ITM-ul le verifică și le amendează cu ușurință și cu lejeritate. Da. Este un moment de reflecție, de analiză, de ordonare, de aranjare și de început un an nou, curat, fără presiunea restanțelor din anul precedent. Da. Mai avem ceva? Nu. Nu, am terminat lista. Deocamdată. Da. Am terminat lista și este aproape și 30 de minute. Haideți să începem să luăm lucrurile pe rând. Cu siguranță ne mai trebuie încă cel puțin două emisiuni, cred. Pentru toate... Ați ridicat ștacheta. Acestea. Păi da. Sunt multe lucruri de care trebuie să avem grijă. Cred că toate sunt importante și e bine să nu neglijăm. Mă bucur că aveți impresia aceasta. Păi cum să nu, toate sunt importante, că doar nu sunt inventate lucrurile acestea așa ca să ne aflăm în treabă. Sper. Nu. Bun. Ele au importanța lor în realitate și dacă pot fi împovărătoare pentru o firmă mică, să știți că ele sunt majore și acoperă multe lucruri, multe riscuri în cazul unei firme mari. Să vorbim despre inventarierea bunurilor și stocurilor. Dacă este o persoană cu fratele sau soția care are un mic business, o mică afacere și au vând și ei și comercializează niște chestii acolo și au stoc, când aud de inventar, dau ochii peste cap, alte hârtii, alte lucruri de făcut. Dar imaginați-vă lucrul acesta într-o firmă mai mare, unde avem un gestionar și avem un depozit și avem niște marfă pe stoc. Nu credeți că pentru proprietarul acelui business, pentru managerul acelui business, este foarte important să știe câte produse are în stoc? Repet, nu un calculator.
real în stoc și dacă gestionarul a pus sau nu a pus mâna, dacă lipsesc sau nu lipsesc și cum le verifică el decât printr-un inventar faptic. Avem și aici o întreagă procedură. Trăim într-o țară atât de procedurată și trebuie să, adică nici inventarul ăsta nu se face oricum. Sigur, sunt niște documente de întocmit, se numește o comisie, se decide o comisie, se stabilește ziua, ora, persoanele participante, informarea gestionarului că urmează să-i fie făcut inventarul, semnează și el, după care se face raportul de inventariere, se verifică scripticul cu fapticul. E, și ce facem în cazul în care se constată lipsuri? Nu știu, să ne spuneți dumneavoastră. Teoretic, acestea trebuie imputate. De asta vorbesc. Nu sunt doar ca niște corvezi lucrurile care trebuie să facă. Lucrurile sunt importante. Sunt foarte importante. Două întrebări din start. Sigur. În primul rând, ce înseamnă bunuri și stocuri? Bunurile. Stocurile sunt mărfurile sau produsele finite pe care le comercializăm. Bunurile, mă refer la mijloacele fixe și obiectele de inventar pe care firma le are. Că nu are doar adică mobilier, aparatură, exact, mașini. Laptopuri, mașini, mă rog, mașinile sunt mai ușor de numărat. Da. Laptopuri, telefoane mobile, birouri, utilaje, aparatură, tot ce are... Tot ce are firma respectivă. Și de-aia, punctul următor era, le verificăm pe cele pe care le avem, totodată vedem ce este stricat, ce este expirat, ce nu mai funcționează, furat sau mai știu eu pierdut și le scoatem din gestiune. Nu cărăm potcoave de cai morți după noi în balanță, ci... facem curățenie, se aplică legea vidului aici, facem loc ca să primim din nou. Spuneați de imputare. Ce-i cu imputarea asta? Cui se impută? Gestionarului care nu a avut grijă de stoc și de gestiune. E o legislație întreagă aici, cu lucrurile acestea nu ne jucăm. Bun, dar dacă să spunem că vorbim despre o mică afacere, unde inventarul acesta este unul limitat, destul de redus, atunci în situația asta cum stau lucrurile? Lipsește ceva din inventar? Este decizia managerului dacă este o mică afacere. Este decizia managerului, dar trebuie să înțelegem că bilanțul trebuie să reflecte oglinda, situația reală a patrimoniului. În contabilitate trebuie să apară atâtea câte sunt produsele respective. Și este decizia managerului ce face. Ce măsuri ia. Că și le asumă, ca și el trebuie să le scoată din gestiune. Că sunt perisate, că sunt stricate, că sunt casate, că sunt pierdute, că sunt asumate, că sunt ajustate, că sunt imputate, că sunt puse pe cheltuieli, că nu sunt puse pe cheltuieli. El trebuie să le scoată din gestiune. Bun, inventarul acesta se concretizează odată cu încheierea lui într-un document, da. O hârtie. Da. Bun, cu hârtia asta trebuie să mergem undeva la vreo instituție a statului? Nu, sau nu, este nu. Doar este document pentru... intern, okay. Obligatoriu, să merge la contabilitate, să dă raportul de inventar către departamentul de contabilitate sau către firma de contabilitate sau către contabil, depinde ce avem în cazul nostru, în așa fel încât să facă ajustările respective, dar, atenție, că în cazul controalelor, să știți că acest inventar este solicitat de către organele de control și este un prilej incredibil de amendă. Pentru că sunt puține firme care își fac inventarul, chit că e făcut formal. Dacă avem o firmă mică, ce are doar un telefon mobil ca obiect de inventar, un laptop și mai știu eu ce imprimantă pe acolo, vă dați seama ce repede se face inventarul respectiv. Sigur. Și nu lucrează cu stoc, are servicii și lucrează de acasă și nu are alte bunuri, dar el e o formalitate, el trebuie să existe. Amenda este 8.000 de lei pentru neexistența scriptică a toată documentației privind inventariere. Cine o controlează? Cine dă amenda asta? În mod special, înaintea Garda Financiară,
acum antifrauda, dacă vine în control, și fiscul în caz de alte tipuri de control. Asta e un tip de control neanunțat sau e un tip de control programat? Poate fi un control inopinat în cazul celor de la antifraudă, ei pentru asta sunt, scurt și la obiect. Nu te anunță, te vizitează, stau puțin, ți-a întrântit amenda, te-a rezolvat. 8.000 de lei. Da, 8.000 de lei. Ieftin. Sigur. Sau vin cu alte motive, în alte împrejurări și vă jur, este lucrul de care se leagă de fiecare dată, este acea fata Morgană, este acel punct ochit, punct lovit. Prima mea amendă pe care am luat-o a fost în domeniul acesta, din ciclu. Aveți inventare anual? Avem. Aveți listă de inventariere? Avem. Aveți raport al inventarului? Da. Aveți decizie de numire a comisiei de inventariere? Damn. Așa mi-am luat prima amendă și de atunci fac această decizie de inventariere. Deci este o simplă hârtie, da? Sunt niște hârtii, da. Obligatorii, multe și care trebuie să cuprindă multe informații. Este un act întreg normativ care reglementează inventariere. Deci nu e o simplă hârtie, nu. E un dosar, aproape. Aproape. Depinde de activitatea firmei respectivă. La ce trebuie să mai fim atenți în afară de acest detaliu? Detaliu. În general, la fiecare cont în parte pe care îl avem și reprezintă niște valori. Nu știu, dacă avem bonuri valorice, etichete de masă sau de cadou nedistribuite. Teoretic, noi trebuie să luăm la puricat fiecare lucru tot. În parte. Tot. Da. Tot cu majuscule. Da. Să trecem mai departe. Enumerați și casarea mijloacelor fixe amortizate integral, defecte, uzate, nefolosite. Ce e cu această casare? Casarea este efectiv asumarea că scoatem din gestiune mijloacele fixe respective. Dacă vi s-a stricat tableta sau laptopul, ce sens are să o mai ținem agățată în contabilitate, mai ales dacă este amortizată integral? Facem un proces de verbal de casare și contabilul știe ce are de făcut. De obicei, lucrurile stau invers. Contabilul dă lista cu toate mijloacele fixe în gestiune și se roagă de antreprenor să-i spună ce mai există și ce nu mai există. Și tot el face procesele verbale de casare. Foarte puține cazuri și situații avem când antreprenorul ne solicită în mod special. Tocmai de aceea îi laud și apreciez pe cei din urmă și îi sfătuim și învățăm pe cei proaspeți să practice același lucru. Așa, cum se face la modul foarte concret casarea aceasta? Bănuiesc, sunt cazuri în care, credeți-mă, laptopul este ori furat, ori aruncat de mult. Așa. Dar el mai figurează acolo, în niște evidențe. Se face un proces verbal de casare. Se ia o hârtie și zice mijlocul fix X de valoare, amortizat integral, vă rugăm să duceți la casarea lui sau să îndepliniți casarea și scoaterea lui din gestiune. Nu e un format standard. Trebuie să-l arăți cuiva la un moment dat că, potrivit acestui document, acest laptop este defect și îl găsim acolo? Nu. Sau îl duc undeva la reciclat? Depinde și iau de acolo acum o hârtie, ce valori și filosofie de viață aveți. Nu. Nu trebuie să-l arăt nimănui, nu trebuie să duc documentul nimănui, nu sunt obligat să-l duc la unitățile specializate de reciclare. Ar fi frumos să facem lucrul acesta, n-am nevoie de nicio altă dovadă, este bucătăria mea internă și nu privește pe nimeni, decât pe mine, ca să știu că imaginea patrimoniului meu este reală și fidelă. Da, există și situații în care spunem că am casat obiectul cu tare, și de fapt el nu este casat și se întâmplă altceva cu el și care e rațiunea pentru astfel de situații? Nu știu care situații. Ar fi interesul și rațiunea pentru astfel de lucruri. Nu mi-am pus niciodată întrebarea aceasta. Nu-i văd sensul. Uh-huh. Ce ar mai fi de spus la acest capitol? Dacă mai e ceva de adăugat. Atât. Cam atât. Ce trebuie să știe antreprenorul, cam atât. Uh-huh. Da. Mergem cu documentele de care privesc casarea, mergem undeva, le prezentăm undeva, le depunem undeva, da, le interesează pe cineva, le controlează cineva la un moment dat?
Nu, nu. Decât în anumite cazuri excepționale. Când ce înseamnă asta? Sunt casări cu cântec, firme care intră în insolvență. Aceste documente trebuie să fie la firmă, la să fie închiderea, păstrate, să fie păstrate, să fie la închiderea, atunci când s-au făcut la închiderea lunii decembrie. Pot fi anumite implicații în caz de insolvență. Nu știu. Eu mă refer la valori mici, la un laptop, la un calculator, la o imprimantă. Acum au casat unii fabrici întregi. Nu vorbim despre situațiile acelea. Sigur, nu e cazul nostru. Noi vorbim despre lucruri și oameni cinstiți care fac aceste activități temeinic. Să vorbim și despre evaluarea sau și reevaluarea imobilelor. Asta este foarte important. Aceste evaluări sau reevaluări, dacă avem imobile pe firmă, ne salvează bani. Poate sună ca o corvoadă, dar anul acesta este exemplu perfect în care se demonstrează că o evaluare sau reevaluare, chiar și în cazul persoanelor fizice care dețin clădiri, imobile care sunt închiriate către persoane juridice sau chiar ei își desfășoară activitatea acolo, este anul în care evaluările de clădiri sau reevaluările salvează bani. Pentru că, repet, impozitarea acestor proprietăți se face pe baza valorii evaluate. Altfel, să nu credeți că cei de la taxe locale vor trece o valoare atât de mică încât impozitul să fie nesemnificativ. Așa că este momentul în care să facem evaluări sau reevaluări. Chiar și în cazul în care, să zicem că nu neapărat, nu s-ar pune problema de micșorarea impozitului, dar aceste reevaluări sunt obligatorii la o anumită perioadă să se facă și să se ajusteze valoarea din contabilitate. Implicațiile sunt mai multe, dar sfatul este faceți evaluări și dați raportul de evaluare atât la fisc, copie, cât și contabilului, că știe el ce are de făcut. Spuneați că această evaluare, reevaluare, trebuie făcută la un anumit interval de timp. 3 ani, 5 ani. 3 ani, 5 ani. Da. Și încă o dată să spunem că evaluarea se face cu ajutorul unor specialiști. Exact, al unor evaluatori autorizați, ANEVAR, îi găsiți pe site-ul ANEVAR. Sunt profesioniști, sunt oameni cu un alt cod deontologic și credibili, care nu își riscă prestanța pentru, nu știu, pentru lucruri neplăcute. Bun. Cine vine în firmă să controleze aceste chestiuni? Fiscul, dacă este cazul. Dacă este cazul. Dacă ce înseamnă cazul asta? Nu știu, în cazul unui control de fond, dacă nu s-a făcut o evaluare sau reevaluare, dacă este cazul, dacă vine într-un control important, cu toate că fiscul nu prea vine așa cu ușurință în controle, ei cu greu fac față în caz de rambursări de TVA sau insolvență. Deci nu, fiscul nu se plimbă. Fiscul își rezolvă problemele prin declarațiile pe care le facem noi. De fapt, noi, contabilii, facem munca fiscului de control. Nu este neapărat un risc și în cazul acesta aș vrea să conștientizăm că nu trebuie să ne fie frică de amendă. Până la urmă este vorba de banii noștri și ne avantajează aceste evaluări pentru că ne scade impozitul pe clădire pe care îl plătim la taxe locale. Nu de totul acord. E cu trebuie. Este recomandat. Salvăm bani. Până la urmă cel mai măsura tuturor e banul. Că orică îl producem, orică îl economisim sau tăiem. Da? Deci la asta mă refer. Dar ce poate fi în regulă în cazul unui control care să privească și această evaluare sau reevaluare a imobilelor? Să fie ori subevaluat, ori supraevaluat. Dacă este subevaluat
pe cum știu cei care controlează așa, dintr-o simplă privire, că vorbim despre o supraevaluare sau subevaluare? Nu știu lucrul acesta. De asta zic, dacă este un teren achiziționat ori pe val în 2008, când erau niște valori colosale, mă dezavantajează pe mine să am o sumă imensă. Uh-huh. Cu ce mă afectează? Doar în cazul în care vreau să iau un credit de la bancă, să-l pun pe ipotecă, vă dați seama că mă trimite banca să-mi fac lecțiile imediat, nu mă lasă cu valoarea aia imensă și umflată. Plus că mă arde la buzunar în momentul în care plătesc impozitul pentru o valoare imensă. De asta zic că... Un argument suficient de puternic. Sigur că da, adică nu toate sunt cu trebuie sau cu amenzi, ci important e pentru noi să conștientizăm că anumite lucruri au repercusiuni, măsura acțiunilor noastre. Da, mai avem foarte puțin timp la dispoziție, poate apucăm să vorbim și despre punctajul fișelor de furnizori. Da. Aici, cred că este unul dintre cel mai important subiect și o să vorbim și despre... Și ne mai ajung 4 minute? Aoleu, nu. Nu. Măcar un pic să amintim și reluăm de aici săptămâna viitoare. Da. Trebuie să ne verificăm totodată și sumele pe care le avem de plată către furnizori. Și se pot strecura greșeli. Mai ales atunci unde avem o relație cu un furnizor bună, o relație comercială de la care tot luăm, primim discounturi, amânări la plată, dar inclusiv furnizorii fixi, ca să zic așa, gen telefonie mobilă, electricitate, gunoi. Verificăm dacă avem toate facturile de la ei, dacă soldurile sunt conforme. Cel cu care avem o relație comercială permanentă, cine știe, a scăpat o factură. El a emis-o, eu nu am înregistrat-o. De ce fac lucrul ăsta? Păi, în primul rând, ca să știu în orice moment câți bani mai am de plătit lui X sau lui Y. Doi, mai ales dacă-s plătitor de TVA, Dumnezeule, să îmi deduc TVA-ul respectiv, să-mi trec pe cheltuială factura respectivă. Sunt lucruri care mă interesează absolut pe mine. Sau poate n-am dat la contabilitate o chitanță. La contabilitate este o sumă, la furnizor este altă sumă. Asta facem noi. Bifăm, punctăm. Nu zic că evidența contabilă este perfectă. Se pot strecura erori în evidența contabilă. Și atunci nu vorbim de viață și de moarte, nu vorbim despre tăiat capul. Tocmai asta este, avem chei de control. Acest punctaj al fișelor, confirmările de solduri, o să vedeți că de fapt și de drept solicitarea va veni mai mult din partea furnizorului, că și el este obligat să își inventarieze creanțele, să-și confirme creanțele pe care le are. Este important și pentru mine. Și este, cum să zic, moral, recomand să faceți aceste confirmări de solduri pe care vi le solicită furnizorul. În aceeași ipostază sunteți și dumneavoastră. În cazul în care nu le faceți, oricum scrie acolo, în cazul în care nu răspundeți la confirmarea de sold, se consideră acceptat, tacit, soldul respectiv. Adică vă asumați acea sumă. Cam asta este importanța lucrurilor, să nu credeți că dacă nu ați răspuns, n-ați recunoscut suma. Da? Și e important că dacă X zice că aveți să plătiți către el 100.000 de lei și în evidențele dumneavoastră figurează 10, cum, Doamne, iartă-mă să acceptați tacit și să nu răspundeți sau să vedeți despre ce este vorba? Atenție! Această confirmare de sold pe care o face furnizorul către dumneavoastră și la rândul dumneavoastră, în cazul clienților, veți face același lucru, este momentul în care creanța respectivă se confirmă că este certă, lichidă și exigibilă. Este momentul în care se prelungește prescrierea acelei creanțe. Chit că eu am factura emisă acum 2 ani, știți că o creanță comercială se prescrie după 3 ani, dacă eu confirm sau mi se confirmă soldul azi, înseamnă că termenul de prescriere s-a prelungit cu încă 3 ani. Se reconfirmă aceste creanțe. De asta zic că este foarte important ca situațiile să fie corecte și confirmate.
Mai facem bilanț pe 2015 și în ediția următoare a acestui serial. Până la vară tot avem timp să facem bilanț. Da, este important, sigur că da, dar sper să avem ocazia până la vară să mai discutăm și despre alte lucruri. A fost foarte tehnică? Sunt aride lucrurile astea? Pe alocuri par destul de aride, dar înțelegem că sunt foarte importante și e foarte important să le înțelegem cât mai bine. Mă bucur. Rămân multe chestiuni neatinse în această emisiune, de aceea vă rog să veniți și data viitoare. Cu mare drag. Mulțumesc foarte mult, doamna Valentina Saigo, și dumneavoastră vă mulțumim că ne-ați urmărit. Pe data viitoare.